Bună dimineața și vouă, bună dimineața, o dimineață de april, de candoare, de zâmbet vă doresc și vouă și bine ați venit și în căsuța mea, dragii mei matinali. Mă bucur că te-am găsit așa plină de energie la această oră matinală. În mod obișnuit, tu acum trebuia cam să fii deja la liceu, da? La ore, da, cam pe la ora asta. Ar fi trebuit să fiu la liceu. Pe timp de carantină, cât de mult ți s-a modificat așa bioritmul? Da, nu prea obișnuiesc să mă trezesc foarte devreme în această perioadă, doar dacă este neapărat nevoie și în dependență de orarul desfășurării orelor online și pentru că sunt o fire responsabilă, sunt prezentă la toate orele ce se desfășoară în mediul online și încerc să realizez cât mai corect tema pentru acasă, în scris și la timp, astfel încât și noi elevii să învățăm ceva util și profesorilor să le fie ușor. Profesorii ne și laudă, spun că suntem harnici și receptivi în această perioadă în mediul online. Și după cum spuneam și mai devreme, chiar dacă sunteți la lecții, cumva nu uiți să te mai și relaxezi. Ești și la picnic chiar, după cum am observat. Doar că așa, tot în casă. Cum se întâmplă chestia asta? Cum e să ieși la picnic în casă? Păi, ne-am gândit noi cu mămica să facem ceva mai extravagant, într-un fel oarecare. De obicei, în timpul liber, cum ați văzut și în poza cu picnicul de pe Facebook, citesc cărți, la moment citesc pentru că am norocul ca părinții mei prin educație să mă îndrume spre cele mai rafinate domenii, muzica, teatrul și literatura. La moment citesc cartea Cele mai strălucitoare stele de Anna Todd, o carte pe care o recomand cu mare, mare drag spre lecturare. Zilele trecute am realizat împreună cu colegii mei, pentru că deseori vorbim pe rețelele de socializare, cu prietenii, rudele, iar cu colegii mei am realizat un challenge, un filmuleț, unde am valorificat folosirea cât mai des a unui dezinfectant. Rezultatul a fost unul pe măsură, ne-am și distratat. Și am înțeles că putem fi împreună, chiar dacă suntem departe unul de celălalt. Pe lângă aceasta, o ajut pe mămica la pregătirea mesei. Uneori îmi permite ea să fiu masterchef-ul casei și atunci încerc să explorez multe rețete culinare. Pe lângă toate astea, de asemenea, o mare parte a timpului o dedic muzicii, pentru că muzica face parte din viața mea. Și vreau să vă cânt câteva versuri la pian, ce din engleză ar fi sunat așa: fii tare de se poate, căci tot la zi ajunge și cea mai lungă noapte. Ruxandra, uite, dacă este să vorbim despre flash mob, am văzut și noi acum chiar imagini, dezinfectantul a ajuns și la mine, așa, uite, îmi dezinfectez și eu mâinile. Acum sunt cu mâinile curate și sunt gata să te ascult pe tine cum ne cânti la pian. Mare drag! Here's a little song that I wrote, that I can't be song at all, don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy, de Ruxandra Kowalski. Bă, ăsta e mesajul tău pentru toată lumea, da? Nu vă faceți griji, totul va fi bine și e necesar să zâmbim și să fim fericiți, corect? Desigur, desigur, pentru că nu cred că este foarte plăcut sau, nu știu, nu prea ne place nouă să stăm în casă și să renunțăm la un mod de viață bine stabilit, la un mod de viață, la un program al zilei bine determinat, pentru că și eu la început am fost foarte decepționată. Aveam planuri, aveam activități structurate, aveam invitații la diverse evenimente din țară și din România. Chiar zilele trecute aveam o invitație la un concurs de frumusețe cu recital muzical și cu trupa de teatru Argonauții. Aveam un turneu planificat în România, dar din păcate toate acestea au fost amânate. Dar eu cred că este spre binele nostru să stăm acasă și să fim precauți acestei situații. Mai ales dacă ținem la noi și la sănătatea noastră, dar și a celor din jur.
Cu siguranță. Iarăși, dacă e să revenim la toate activitățile astea ale tale, inclusiv picnic și toate chestiile, cum ții legătura cu prietenii? Și dacă îi inviți la picnic așa în mod virtual și pe prietenii tăi sau colegii de școală? Desigur că acum lipsește foarte mult comunicarea și energia pe care o emană de obicei oamenii. Mi-e foarte dor de colegii de liceu, de colegii de radio unde activez de 2 ani. Mi-e dor foarte tare de profesoara de canto și de orele de canto, deși încerc să rezerv ceva timp pentru exercițiile vocale. Mi-e dor de ei și doar pe rețelele de socializare putem să ne invităm reciproc la picnic, la o seară de artă. Cam așa este. Mi-e foarte dor și de bulei, de casa de la țară, de florile de primăvară. Chiar dacă tăticul, el fiind cel care activează încă în această perioadă și iese din casă, mi-a dus narcișile alele, încercând să-mi aducă primăvara de afară în casă. Foarte frumos. Și sunt sigur că ți este și dor de noi matinale și ți este dor și de prezența aici, corect? Da, am așteptat acest moment să vă reaud, să vă revăd, pentru că mi-era foarte, foarte dor și de voi. Roxana, noi îți mulțumim enorm că ne-ai permis cumva să intrăm în casa ta, în camera ta acolo și să te auzim și cântând la pian. Îți transmitem o îmbrățișare virtuală, îți dorim o zi cât mai frumoasă și da, lasă primăvara să intre așa în viața ta și în sufletul tău. Totuși, dacă ați pus astăzi frumoasă Basarabie pe post, le urez tuturor basarabenilor, românilor de pretutindeni, multă sănătate, multă tărie, să fie precauți acestei situații și să stea acasă, cât mai mult acasă. Și probabil că este momentul să reaprindem candela în căscioarele noastre. Vă cuprind, sper că am fost o gazdă foarte bună, vă mai aștept cu mare drag și sănătate vouă și celor dragi.